La numai un an de la reînființarea secției de lupte greco-romane și lupte libere din cadrul CSM Dunărea Giurgiu, la noi în oraș se va organiza o competiție de importanță națională în data de 18 aprilie la Sala Polivalentă. Avem plăcerea să organizăm un turneu de lupte, un turneu de nivel național. Vreau să fac această precizare. Turneul este organizat cu ocazia zilelor orașului Giurgiu. Au fost invitate să participe 18 dintre cele mai importante cluburi de lupte din țară. Competiția va purta numele lui Victor Popescu, cel care a înființat pentru prima oară o secție de lupte la Giurgiu. Victor Popescu a luptat la cel mai înalt nivel în anii 60-70. În 1980 a fost înființată pentru prima dată secția de lupte greco-romane și lupte libere și chiar în această sală, în sala care ne aflăm, sala de sport al liceului de marină. Primul antrenor care a adus luptele la propriu în Giurgiu a fost maestru emerit al sportului Victor Popescu, o personalitate a luptelor greco-romane din România. Memorialul Victor Popescu va atrage la Giurgiu 20 de cluburi sportive din România, printre care Steaua, Dinamo și Rapid. Dați-mi voie să vă invit în data de 18 aprilie la Sala Polivalentă, începând cu ora 9, unde avem invitați de onoare la acest turneu. Printre organizatori se numără și CSM Dunărea Giurgiu și Direcția Județeană pentru Tinere și Sport.